O nouă zi, o nouă săptămână. Bun găsit tuturor. Bună. Da, de ce ești atât de fericit că azi este luni? Pentru că mai sunt 4 zile și vine weekendul. Bine. Tatiana e în studio cu știrile. Bine te-am regăsit. Bun găsit. Cabinetul Dăncilă a primit aviz favorabil în comisiile speciale. Cei 26 de miniștri noi și vechi primesc în aceste momente votul de investitură în plenul reunit al Parlamentului. A fost cânsă de altfel circ de dimineață când ministrul desemnat la educație, Valentin Popa, a primit din partea colegilor săi 3 panglici și o carte de gramatică. Cu referire la gafele pe care le-a făcut de-a lungul timpului în discursurile ținute. La cultură vom avea un actor, George Ivașcu, a fost propus în fruntea ministerului, iar ministrul muncii, Ilia Olguța Vasilescu, promite salarii mai mari, cu 4%. Incendiu într-o școală din comuna Săcelu, județul Gorj, 26 de elevi au fost evacuați la prânz. Acoperișul a luat foc, iar clădirea s-a umplut de fum în urma unui scurt circuit. Din fericire, nu sunt victime, copiii sunt în siguranță, anunță directorul școlii. Românii din străinătate sunt încurajați să vină acasă și să facă afaceri aici. Ei pot primi finanțare europeană prin programul Diaspora Startup. E vorba de 38.000 de euro, bani rambursabili. Aproape 2.000 de întreprinzători ar putea primi fonduri europene. Proiectul este promovat în mai multe țări din Europa și a fost primit bine în rândul românilor din Spania. Fostul principe Nicolae se mută în România împreună cu noua sa soție. Nepotul regelui Mihai a declarat pentru The Telegraph că nu va reprezenta însă o amenințare pentru mătușa sa Margareta, custodele coroanei. Înalt, brunet, atrăgător și cu picioarele pe pământ. Este descris fostul principe Nicolae de către jurnaliștii americani, care susțin că aceasta și soția lui au fost numiți Harry și Meghan ai țării. Simona Halep a pierdut locul 1 în clasamentul WTA după 16 săptămâni de supremație. I-l-a suflat daneza Caroline Wozniacki, cea în fața căreia Halep a pierdut sâmbătă finala Australian Open. Constanțeanca e acum pe locul 2 în lume. Ea a sosit în țară azi la prânz, la aeroport a fost aplaudată de fani. Vreme caldă avem cu maxime de până la 15 grade în Banat, Oltenia și Muntenia. Mai plouă astăzi doar în nord-vestul, nordul și centrul țării. La munte vor fi ninsori și lapoviță. Acum sunt potrivit ANM la Brașov 3 grade, în Iași 4, la Arad 6. În capitală avem soare și 7 grade, în Constanța sunt 8, iar la Ploiești 10. Ești bine cu Pro FM, Grig și Onoc vin alături de noi la radio ca băieții. Grig și Onoc la Pro FM. Grig și Onuc la Pro FM. Bună ziua, salutare! În weekend am lipsit exact sâmbătă dimineața când s-a întâmplat nebunia aia de la Australian Open. Da, Simona Halep, este în reloare? Da, acum o uit și eu, da. Ai de mine, am ascultat, dacă-ți vine să crezi, am ascultat meciul pe radio, fiindcă la ora aia aveam niște drumuri de făcut prin oraș. Da. Și în ultimul set, toată lumea e supărată pe mine, dar vreau să vă zic un lucru. Să fii locul 2 este o chestie foarte tare. Să fii locul 2 în lume. Tu ești locul 2, nu, Marius, zic că uite, nu, în lume. Zi-mi în România, locul 2, la ce ești tu? La... Nimic. Zic eu, la nimic. Atunci de ce la nimic. Trebat, să fii locul 2 în lume este mare lucru. Da, am uite, bine, ascultat cu emoție. Și fata care a bătut-o pe Halep. I-am văzut pozele. Wozniacki. Are un fizic de bătaie. A făcut un shooting pentru Sports Illustrated. Nu, hai să nu ne uităm la fizic, să ne gândim la următorul lucru. Se întâmplă ceva cu Simona Halep exact când sunt turneile astea de Grand Slam și exact în finale se rupe. I se rupe ceva, se întâmplă ceva, nu știu care e faza. A zis că după atâtea meciuri, ea oricum avea probleme cu glezna și s-au mai resimțit așa. Băi, fier ar să fie, dar mereu pățește așa. Exact când este final de turneu de Grand Slam. Deci, mă gândeam și la asta. Cum sunt organizate campionatele astea de joci zilnic? Pac, mâine joci, mâine joci. Băi, cât alerg, păi, uite, cum a avut Simona meciul ăla cel mai lung din carieră. A fost acuz zilele trecute, 3 ore și 45 de minute. Păi a zis, te dor toate și ai nevoie de câteva zile de recuperare. Noi nu ne luăm de Simona, pur și simplu ne pare rău că... Că n-a fost să fie. Aia e, da, lasă. Și mi-e teamă că așa se va întâmpla mereu. Dar vedem. Haideți că este luni, am și glume despre ziua de luni, ca să nu mai fim pesimiști, să fim veseli. Așa. Ceva mai târziu. Nu uităm că avem și niște muzică mișto, ora asta pe lângă Grig și Onuc, JP Cooper și Zoom My Mind. Post Malone, Rockstar. You're just like a rockstar. Muramasa, Love Sick. Și The Weeknd acum la Pro FM.
The Hill, Grig și Onuc suntem până la 7. Grig și Onuc, la radio ca băieții. Grig și Onuc, la Pro FM. 4 și 20 de minute. Hai să vă spunem de fapt ce am făcut noi în weekendul ăsta. M-am mutat. De ce spunem ce am făcut? Fiindcă am făcut împreună, dacă vă vine să credeți, un weekend am și îl petrec cu Marius Onuc. Dă-o încolo de treabă. Și pentru prima oară de când ne cunoaștem noi, în imediat 10 ani, l-am văzut pe Grig dând găuri cu bormașina. Și nu era o persoană vie, era un perete. Credeam că bormașina să fie o persoană vie. No, bormașina eram eu. Da. Și a dat Grig găuri în perete, a făcut ajutat. Deci Marius Onuc, scurt, 1 pe 2, da? Onuc Marius în sfârșit s-a mutat și el la căsuța lui de vis, mică, dar frumoasă. De vis. Și normal că fiți atenți, Marius este genul ăla de om care dacă îi dai o șurubelniță în mână, trebuie să ai grijă să o iei înapoi, că și-o bagă în ochi din greșeală. Deci el orice problemă are. Într-o zi nu-i mergeau ștergătoarele la mașină și mi-a zis, mamă, trebuie să mă duc în service, nu știu ce. Cu o șurubelniță i-am făcut ștergătoarele să meargă. Da, mă, dar nu știu de unde aveai tu șurubelnița aia, că aia era schema. Dă-o încolo de șurubelniță, că era șurubelnița. Am venit la el acasă, l-am ajutat cu saci, cu ce se mută el, trebuia să-și fixeze un cuier în perete. Vă dați seama, el avea fața de scufița roșie pierdută în pădure. Ce fac? Plus că este mic și plăpând și nu poate să ridice cuierul și tot așa. Și s-a pus Grig al vostru cu bormașina, da găuri, bam, a cumpărat șuruburi. Ea l-a învățat pe Marusică cum se face treaba și am pus cuierul, am dat găuri cu... Și cum dau găuri cu bormașina? Băi, nu m-am pricepi. Văzut. Trebuie să-mi pui o oglindă să mă văd artistic. Mamă, deci bine, mânușile au făcut tot, că și-a luat... Mi-am luat mânuși de protecție tot timpul, eu numai așa lucrez. Și după ce și-a dat Grig jos mânușile și-a mai făcut ceva pe acolo și-a pierdut dexteritatea, clar. Corect. Deci mânușile din nou aici erau tot. Magicianile. Și... În sfârșit, acustă umerașul ăla frumos, cuierul ăla, oglinda aia pe perete. Mișto, arată îți place, cumva, nu? Da. Îți mulțumesc, Grig, și te mai aștept. Dar știți pe ce a dormit Marius Onuc? Că are căsuța, dar nu are mobilă și bagă mobilă. Pe jos, pe saltea. Păi, noroc că ai și salteaua. Așa încep planurile mari. Și știți că nici măcar, cum să vă zic, o să vă dau adresa lui, fiindcă la dormitor nu are jaluzele, nu are nimic, că nu și-a luat. Dar ce, am ceva de ascuns. Trupul meu este... al tuturor. Grig și Onuc, singurul serial în care la final toată lumea moare de râs. Grig și Onuc, la Pro FM. Ok, astăzi este luni, e bucurie mare, fiindcă e soare, da. Frățioare, din birou. Da, cu toate astea e nasol, că e luni, am avut un weekend greu în care l-am ajutat pe fratele Marius să se mute, am dat găuri cu bormașina, am cărat saci. I-am dat de la mine din puținul pe care l-aveam, i-am dat și lui și s-a bucurat. Dar nimic nu scapă, că la tine cu dobândă, cu ale, las că știu. Știi cum este în general cu ziua de luni? În general, uite, a fost weekend, da? Dacă weekendul ți se pare că trece foarte repede, nicio problemă, luni o să vezi că teoria lui Einstein este adevărată, timpul stă pe loc. Așa e. Păi bune. Firar să fie. Adică îmbătrânești într-o zi de luni cât alții într-un an. Cam așa, da. Ce poate fi mai rău decât ziua de luni? Acum hai să o luăm... Să te părăsească iubita, nu. Să pierzi toți banii la pariuri, nu. Nu. O altă zi de luni. Da. Dacă după luni ar veni luni, asta ar fi. E cel mai rău lucru în viața. Există totuși un moment mișto. Stai, știu, să fie luni 13. Nu. Când luni pică, știi când? În concediu. Cam așa, da. Atunci e cel mai mișto. Să fie luni 13, să plouă afară și să fie frig, să bată vântul. Vreți să vă zic cea mai nasoală înjurătură? Ia zi-o. Că dacă vreți să-i spuneți cuiva să-l jigniți sau să-l înjurați, băi, ai o față ca o zi de luni. Asta, așa e, da, nu poți să te gândești la ceva frumos. Și pentru astăzi, status sau hashtag FMM e luni. Cum adică FMM? Eu știu, adică frate, mersi mult. Păi atunci dacă înseamnă asta, eu zic Grig, STF luni. Să trăiască familia luni. Corect! Păi și în timpul săptămânii, nu? În timpul săptămânii, lasă, de altă dată. Data viitoare. Bine. Dacă tot ai vorbit de ziua asta de luni, da. Și ar trebui să o caracterizăm cu o piesă. Da. Am găsit eu o piesă, dacă tu ai găsit argumente. Care e compusă de noi, nu? Da, dacă noi doi ne-ar fi obligat cineva, ca într-o zi de luni, da. Să compunem o piesă noi doi la vocile noastre și să o cântăm, cred că piesa ar suna ceva de genul. O lăsăm toată, că e drăguță ea. Nu vă zicem ce e. Încercați cu Shazam-ul, vă zicem după aia ce e, da? Dar descrie perfect o zi de luni. Hai încă o dată. Și de asta zic, uite, are 270 de milioane de vizualizări. Dă-i să vedem, hai. Ascultați-o. Piesa noastră de luni. La Grig și eu nu s-a auzit. Și-a cântat noi.
Grig și Onuc. Da, Young and Broke. Cu vocile astea așa. Adică tânăr și fără bani. Nu, este Young, Dumb and Broke. A, tânăr Tântălău și fără bani. Așa. Au, ăștia suntem noi astăzi luni. Grig și Onuc, nu știu voi, sper că nu, Doamne ferește. Mișto piesa, cine o cântă? Khalid îl cheamă. Khalid, dacă până acum ne-ați dat cu Shazam-ul, v-am rezolvat noi. Descrieți într-un cuvânt sau în două ziua de luni? În trei cuvinte ziua asta de luni, vă rog frumos. Maxim trei cuvinte. Maxim. Dacă puteți să descrieți într-un cuvânt, e perfect. 077-100-1872 numărul de WhatsApp. Deci noi am stabilit tânăr, nătărău și fără bani. Ăștia suntem noi azi. Corect. 077-101-872, adică pe WhatsApp. Cum e ziua asta de luni? Descrieți-o. Trei cuvinte. În trei cuvinte. Grig și Onuc la Pro FM. Onuc la Pro FM. Ușor, ușor ne apropiem de ora 5. Would You Still Love Me Again era o piesă pe care ne-a cântat-o de data asta nouă ziua de luni. În trei cuvinte ne descrieți pe WhatsApp cum este ziua asta de luni pentru voi și avem așa. Andrei din Constanța zice soare, senin, sesiune. Triple S. Mai zice cineva așa, muncă, aiurea, nasol. Corect, nu este rău. Vreau înapoi acasă, zice Florin din București, sau WTF. Adică rau, nu știu că nu pot să traduc. Da. Încercam să traduc, dar cuvinte din limba română care încep cu W nu cunoaștem. Mimi din Sibiu zice be happy, adică o albinuță fericită. Mișto. Optimistă, bun, agitată, fericită. Mulțumim frumos. Mulțumim. Zice Nicoleta. Nu e Nicoleta, cine este? Nicoleta? Nu, nu e Nicoleta, nu știu cine este. Pe Nico. Să vă și semnați, apropo, iar noi ne semnăm cu știrile. Așa e, la am fix. Am semnat cu, cum îi zice, Tatiana Hagiescu un contract și a zis că de la fix știrile. Ok, până acolo mai avem și Muramasa, Lovesick. Asculți Pro FM cu Pavel Onuc Escobar și Grig El Patron. Ora 5, bun găsit la știri. Suntem cu zâmbetul pe buze și nu pentru că este luni, ci pentru că avem parte de un așa frumos apus. E soare, e frumos. Tatiana, e cu noi și știrile. Bun găsit, e în plină desfășurare votul de investitură pentru cabinetul Vioricăi Dăncilă. Răspunsul va fi mai mult ca sigur unul afirmativ, având în vedere că alianța PSD-ALDE are majoritate în Parlament. Vă reamintesc, de-a lungul zilei, toți miniștrii au primit aviz favorabil în comisiile de specialitate, iar premierul desemnat Viorica Dăncilă a declarat în discursul din Parlament că va renunța săptămâna aceasta la controversatul formular 600. Din punct de vedere politic, Dăncilă a ținut să spulbere speculațiile legate de subordonarea sa față de Liviu Dragnea și a anunțat că singura entitate față de care va răspunde guvernul său va fi cea parlamentară. Bistrițenii au schiat doar 3 zile pe noua pârtie în care autoritățile investiseră 25 de milioane de lei. Primăria a închis astăzi domeniul Cocoș, care fusese inaugurat vineri. Autoritățile susțin că zăpada s-a topit din cauza temperaturilor ridicate, punând în pericol siguranța oamenilor. Așa că au oprit telescaunul și au restricționat accesul schiorilor pe pârtie. La bancul în Harghita a fost ridicat cel mai mare om de zăpadă din țară. E înalt de 10 metri, iar baza poate fi înconjurată de 18 oameni cu brațele deschise. La el au muncit mai mulți tineri timp de o săptămână și jumătate. Aceștia au folosit zeci de tone de zăpadă adunată de pe ulițe și din gospodăriile localnicilor. Celebra Grand Piquet e o adevărată mină de aur pentru proprietara ei, care recent a câștigat un proces în care a cerut $700.000 despăgubiri de la o companie de cafea. Aceasta a folosit imaginea felinei fără a-i cere acordul. De când a devenit celebră în 2012, pisica morocănoasă i-a adus tinerei sale stăpâne aproape $100 de milioane. Grand Piquet a fost prima felină care are o statuie din ceară la muzeele Madame Tussauds. Simona Halep e bună de plată, numărul 2 mondial începând de azi, s-a ales cu o amendă de €12.000 din partea organizatorilor Australian Open. Regulamentul spune că la competițiile majore nu are dreptul la reprize de coaching, totuși în semifinala cu Kerber, Halep a avut un dialog de la distanță cu antrenorul ei Darren Cahill. Amenda e totuși insignifiantă pentru româncă. Halep a adunat $21 de milioane din tenis. Vreme caldă am avut astăzi cu maxime de până la 15 grade. Plouă în nord-vestul, nordul și centrul țării. La munte vor fi ninsori și Lapoviță. Acum avem, potrivit ANM, la Brașov 3 grade, în capitală 6 și soare mult. Iar în Constanța, Pitești, Timișoara și Bacău sunt 8 grade Celsius. Ești bine cu Pro FM, Grig și Onuc rămân cu tine. Grig și Onuc la Pro FM.
Grig și Onuc la Pro FM. Putem să fim prieteni, dar fără beneficii, cu muzică. Asta putem să vă dăm în cazul în care ne cerești ceva împrumut. Când zici fără beneficii, la ce te referi? Friends with benefits, you know what I mean. Ne-am împărțit o pizza acum și vreau să știu dacă... Nu, noi suntem, tu ești, noi suntem friends milogi. Când împărțim pizza și de alegurii cu un alt prieten, înseamnă că suntem friends milogi. Da? Acum am înțeles, da. Dar nu my lords, ci my lodge. Bine, ora asta o facem ceva mai... dansantă, nu? Exact, mai melodioasă. Yeah. Vă spunem ce v-am pregătit, dar avem și o surpriză chiar acum. În primul și în primul rând, Love, I Like Me Better. I like me better when I'm with you. Și eu, Camila Cabello, cu Havana. Havana, da? Havana, yeah. Și Pink, What About Us? What about us? Bun, punem și o acum... chestie cu Grig și Onuc așa. Da. Grig și Onuc la Pro FM. Și fiți atenți aici, piesă de luni. Here with you se numește Lost Frequencies la Grig și Onuc, da? Să nu uitați de piesa asta. Hai cum mai dau încă o dată. Să înceapă de la început, nu? Hai, dă-i acum, da? Ia, gata, taci, las-o. Grig și Onuc la Pro FM. Opa, am cea mai tare, știu că este de săptămâna trecută, dar acum am percutat-o, n-am ce să-i fac. Vreau să vorbim, vă rog frumos, despre cămile. Ce ziceți de asta? Care? Cum adică? Ce cămile? Adică cele mai mișto cămile care nu sunt din România. Fii atent, băi frate, deci în Arabia Saudită există un concurs de frumusețe de cămile, dacă îți vine să crezi, da? Cămilele sunt evaluate în funcție de mărimea obrajilor, a capului, genunchilor, dar și a buzelor. Doamne Dumnezeule! Și că există un regulament de frumusețe apropo de cămilor, cum premiul cel mare este la vreo 100 și ceva de milioane de euro sau de dolari, nu știu exact. Cămila este simbol național în Arabia Saudită și există așadar concurs de frumusețe de cămile. Câți bani? 100 și ceva de milioane de dolari este, sau de euro este premiu. Deci 100 de milioane. Eu am crezut că am 100 de mii. Și hai să zic cea mai tare combinație. Au fost descalificate niște cămile, de ce crezi? De ce? Fiindcă stăpânilor le-au injectat cu botox în buze. Doamne! Ca să fie cămila cum trebuie. Hai să vorbim cu buzele așa, ce zici? Hă? Vrei tu? Da, eu zic sigur. Așa, hai, dar pune și tu o melodie să fie acolo pe sistem. Așa, asta este. Best Arabic song forever. Deci trebuie să mă înțelegeți că cămilele astea nu erau de fapt cămile. Erau niște fete pe care eu le cunosc, fac video chat la mine în cartier. Și erau cele în vizită în Arabia. Și arabii au zis, saudită dacă plătesc bine. Saudiții. Ia. Și un arab le-a văzut pe stradă singură și a zis: haide încoace la concurs. Cum mă duc? La concurs? Cine încoace că e 100 de milioane de euro? De euro? Vă leu câți lei. Și asta e povestea cămilelor. Erau niște copile. Una era din Berceni, după cealaltă care... era din Urlați, Prahova. Nu mai Urlați, a zis una lui cealaltă. Grig și Onuc la Pro FM. Grig și Onuc la Pro FM. Hai că toți suntem în sesiune. Avem niște chestii tari. Apropo, sesiune de... rimează cu fapte bune. Sesiune cu repercursiune. De ce rimează sesiunea cu repercursiunea? Nu repercursiunea, măi, domnule Popa. Propunerea pentru ministrul educației, da? Rector al Universității din Suceava, Caterinca, știi? Fii atent. Deci, ce zice domnul Popa? Zice așa. Zice că taie pamblica. Pam? Pamblica. De la pam-pam. Mai zice că mai sunt chestii gen nasoale care se pot întâmpla. Deci, repercursiuni. Sau vorbea la un moment dat despre alți cetățeni. Și zicea ceva de genul celălalții cetățeni. Ai înțeles? Și atunci dacă domnul Popa vorbește așa... Ce asta la altă, da. Eu m-am gândit că domnul Popa, uite, de exemplu, vorbește la modul că... uite cum povestește el cum a fost la doctor, știi? Zice, am fost la doctor că mă cam durea pamă creasul. La care fostul meu coleg de la radio, ungurul la Tiboros, a zis... Nu te cred. Mie îmi doare burta.
uite, tot domnul Popa a fost la zoo și povestea odată că a văzut multe pantere. Pantere cu ochiuri frumoase. Și fiindcă îi place foarte mult cozonac, cu toată ziua mănâncă pamă, dișpan și pametone. Deci cum te cheamă prăjitura asta? Totodată îi plac foarte mult produsele de pamificație. Nu, că am mâncat odată și am bătat. Când se sperie foarte tare, se zice că domnul Popa este pamicat. Nu e panicat, e pamicat. Pamicat. Gurile rele spun că și-a cumpărat niște pamitofi, dar și niște pamătaloni de firmă. Pam, pam. Și la el acasă, în grădină, este plin de pamseluțe. Am înțeles. Pam, pam, Liviu, pam, Teodorescu, acum pam, obsesie. Grig și Onuc, la Radio ca băieții. Asculți Pro FM cu Pavel Onuc Escobar și Grig El Patron. Cântăm piesă că în curând va avea 60 de ani. Serios? Soon I'll be 60 years old. Și piesa se numește 7 ani. Deci trebuie să ne uităm la versuri ca să înțelegem deci ceva, nu? Deci nici nu faci 7 ani de acasă că uite ai făcut 60 de ani, nu? Cam așa, da. Uite, m-am și bâlbâit de emoție. 6 fără 10, aducem știrile imediat cu Tatiana cu tot. Și ne auzim după ora 6 la Pro FM. Grig și Onuc suntem. Auzi voci? I-ai auzit pe Unguru, Frățică și Coptilu la Grig și Onuc. Vistoș. În timpul acestei transmisiuni niciun Coptilu nu a fost rănit. Recunosc! Cum rămâne cu noi? Întreba mai devreme Pink în piesă. What about us? Ia zi, Grig. Cum? Cum rămâne? Rămânem cu știrile și vedem după cum rămâne cu noi doi, trei. Bună, Tatiana! Bună, bun găsit la știri. Cabinetul Dăncilă a trecut fără probleme de parlament. Au fost 282 de voturi pentru, 136 împotrivă și o abținere. Coaliția PSD-ALDE avea nevoie de 233 de voturi pentru învestire. Pe ultima sută de metri, UDMR a anunțat că mai dă o șansă coaliției și va vota acest cabinet. Liderii PSD-ALDE i-au cerut deja președintelui Klaus Iohannis să urgenteze procedurile de punere în funcție a noului guvern. În această seară, noii miniștri vor merge la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului de credință. Președintele Consiliului Județean Neamț a fost arestat preventiv. Ionel Arsene va sta în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Procurorii DNA l-acuză de trafic de influență. Aceștia spun că fostul deputat ar fi primit în 2013, pe vremea când era membru al Parlamentului, o mită de 100.000 de euro pentru a-și exercita influența asupra unor persoane din conducerea Agenției Naționale de Integritate. Taxa de mediu seamănă. Nu va fi o taxă de primă în matriculare, susține ministrul mediului Grațiela Gavrilescu. Aceasta mai spune că noua taxă de mediu nu este gata. Ea a lăsat de înțeles la sfârșitul audierilor din Parlament că termenul de luna martie pentru elaborarea unei noi taxe ar putea fi decalat. Cert e că mașinile poluante vor plăti pentru că fiecare dintre noi ne dorim să trăim într-un mediu curat, sănătos. Nu numai noi, ci și generațiile viitoare, mai spune Grațiela Gavrilescu. Țigările electronice cresc dependența de nicotină în rândul tinerilor, arată un nou studiu citat de New York Times. Inovațiile din industria tutunului și diferitele alternative la țigările convenționale au influențat această tendință, spun specialiștii, care au luat la întrebări mai mulți adolescenți și tineri. Deși țigările electronice au fost concepute pentru a se renunța la fumat, acestea ar putea trezi în tineri dorința de a încerca și o țigară tradițională, spun cercetătorii. Nicolae Dică pierde jucător pe bandă rulantă. La antrenamentul de azi, Gabriel Enache s-a accidentat la genunchi. Fundașul a fost trimis să facă un remene și ar putea rata următorul meci. Problemele antrenorului FCSB continuă după ce în urmă cu câteva zile Denis Alibec s-a accidentat și a fost menajat pentru amicalul cu Jiang Su, încheiat cu scorul de 3-1 pentru roșialbaștri. Vreme de primăvară vom avea și mâine cu maxime între 5 și 15 grade. Va ploua slab în nord, nord-vest, est și centru, iar la munte vor fi lapovițe și ninsori. Acum avem, potrivit ANM, la Focșan 1 grad Celsius, în Brașov 4, la Arad 5, în Capitală și la Târgoviște 6, iar la Constanța sunt 7 grade. Ești bine cu Pro FM, Grig și Onuc, rămân cu tine! Grig și Onuc, la Pro FM. Grig și Onuc la Pro FM. Și-a scârțit așa, măi. A scârțit microfonul ăsta, firat să fie, trebuie să luncă de fiecare dată când îl mișc, scoate sonete de-astea ciudate. Doamne. Ultima oră pe care o petrecem cu tine, da, aici la Pro FM, mai pe lune, așa, am constatat că s-a lungit ziua. Era 6 fără un sfert mai devreme. Când apunea soarele. De-abia apunea soarele și acum o săptămână, două, pe la ora 5 era deja întuneric. Avem o veste bună cu ziua asta de luni, dar...
Vești bune și din muzică. Fiindcă, ce piese tare avem? Zim tu prima piesă. Bine, hai, Jack Jones, Breathe. But now it's hard to breathe. Zi. Rita Ora Anywhere. Așa e. Și Luis Fonsi cu Echa Mea Culpa. Mergem la Ed Sheeran, Perfect, fiindcă așa suntem cu toții azi. Ai. Grig și Onuc la Radio ca băieții. Grig și Onuc la Pro FM. O știre care nu prea circula pe Facebook-ul meu, din ce am văzut astăzi cel puțin. Pe al meu, să știi că s-a învârtit puțin. Da? Fondatorul IKEA a încetat din viață duminică la vârsta de 91 de ani, adică ieri. Wow! 91 de ani. Da. Wow! Și că afaceristul n-a fost singur în momentul în care a depus armele în fața morții, scrie Cancan. Ce text au găsit ei. Da, el are o poveste de viață foarte interesantă. Da, să știi. Mamă, deci m-a dat peste cap. Deci ce poveste de viață are omul ăsta? Și-a creat reputația unui miliardar chipzuit cu banii. În ciuda averii sale uriașe, este cunoscut ca o a fost cunoscut ca o persoană cam zgârcită. Prefera să meargă cu metroul la lucru, iar mașina pe care o conducea era un Volvo vechi. În 2012 a ajuns în atenția presei după ce a declarat că o factură de 22 de euro pentru un tuns în Olanda i-a depășit bugetul prevăzut pentru acest lucru și că preferă să se tundă în țările în curs de dezvoltare precum Vietnamul. Îți dai seama? Adică el se ducea până în Vietnam să se tundă. Probabil. Nu știu. Okay. Și mai e o chestie interesantă. A început să facă bani din comerț încă din adolescență, când călare pe o bicicletă a început să vândă chibrituri. A continuat cu stilouri, felicitări de Crăciun și pești. Wow. În 1943, ai de mine acum un miliard de ani, a fondat IKEA la vârsta de 17 ani. Nu-mi vine să cred. Da. Începând să vândă bilete, bunuri de consum precum pixuri, portofele, rame de tablou, fețe de masă sau ceasuri. De-abia după 4 ani de când a înființat IKEA, adică în 1947, a început să vândă piese de mobilier. În anii 70 s-a mutat în Suedia pentru a evita taxele și așa mai departe. În 2010 s-a retras, l-a lăsat pe, pe cei trei fii ai săi, ca să se ocupe ei de toată treaba. Și uite, donațiile așa sale, sute de milioane, adică, de lire sterline donate. Cu alte cuvinte, a avut o viață foarte, foarte interesantă. Și da, că la un interviu de angajare la IKEA, când te duci, da, ți se spune, montați acest scaun după care luați loc. Lasă-mă că era montat și eu de mi-au sărit ochii. Am montat împreună niște scaune de la IKEA, dar ne-am prins repede care este mișcarea. Da. Și la un moment dat, de exemplu, am vrut să-mi cumpăr un tort de la IKEA, dar a trebuit să mi-l montez singur. Așa e, făină, ouă, nu? Și știi care este culmea? Crembuștia de un leu, ăia vin gata montați. Aie. Că e singurul lucru nu care... Nu e adevărat, ci că ți-l dă doar în pâine și trebuie să-ți pui tu muștara. Aolea, până și ea trebuie să-i montez, păi am uitat. Vai, câtă dreptate ai. Bine, îi mulțumim pentru tot ce a făcut, pentru că foarte mulți avem tare lucruri, da, în casă de la IKEA. Mișto. Da, într-adevăr așa este. Eu propun, Grig, acum, da, știi, ironia asta, glume mai e așa, să montăm și noi o lumânare și să o ducem la priveghi. Așa ar fi frumos. Dacă te-ar auzi. Bine, hai treci peste, te rog, hai. Grig și Onuc la Radio ca băieții. Oriunde vrem noi, dar mâine de la 4 trebuie să ne întoarcem tot aici la Pro FM. Corect, o să fie marți, fără ceasurile. Așa e. Și dar final cu vreme de lună bună să fie. Și cu final de lună 30, mai e 30. Ah, de 31 e ziua lui frate meu. Să nu uiți, să îi zic la mulți ani. Pe 31? Da, păi la mulți ani de pe acum, că o să uiți sigur. Bun, după 7 vine Virgil Batista cu Pro FM Party Mix. Yeah. Grig și Onuc suntem pe mâine, pa. Grig și Onuc la Pro FM. Grig și Onuc la Pro FM.